Adolescenții formează o populație vulnerabilă la consumul de droguri, aceștia fiind mai receptivi la experiențe noi și extreme. Vulnerabilitatea adolescenților la consumul de droguri este direct legată de faptul că drogurile au devenit accesibile, consumul fiind asociat deseori cu presiunea exercitată de grupul de prieteni. Pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, tutun și alcool în rândul tinerilor, Agenția Națională Antidrog a demarat o serie de proiecte în parteneriat cu inspectoratele școlare județene. În anul școlar 2020-2021, 6 astfel de proiecte și o campanie au fost inițiate de Agenția Națională Antidrog, etapizate pe categorii de vârstă. Proiectul Cum să creștem sănătos, destinat copiilor de vârstă preșcolară și școlară mică, pune accent pe importanța adoptării unui stil de viață sănătos, a comportamentelor sănătoase, fără fum de țigară, alcool și medicamente fără prescripție, dar și a modalităților adecvate de rezolvare a conflictelor fără violență și de luarea deciziilor. Proiectul ABC-ul emoțiilor se adresează copiilor din clasele 1 și a 2-a și este un proiect de formare și consolidarea abilităților emoționale cu rol de factor de protecție în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conștientizarea de sine, abilitățile de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor negative, abilitatea de a face față presiunii grupului și de adoptarea deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. Necenzurat, un alt proiect de prevenire a consumului de droguri, este un proiect destinat adolescenților cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani. Un alt proiect important demarat de Agenția Națională Antidrog este Mesajul meu Antidrog. Unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populației școlare din învățământul gimnazial și liceal din toate județele țării. În anul școlar 2020-2021, la nivelul Agenției Naționale Antidrog, a fost stabilit un număr de 6 proiecte și o campanie pentru prevenirea consumului de substanțe psihoactive și consumului de droguri, tutun și alcool. Dintre acestea a fost stabilit proiectul Cum să creștem sănătoși, adresat elevilor de grupe preșcolară, vârsta 5-7 ani, proiectul ABC-ul emoțiilor, adresat elevilor de clasa 1-a și a 2-a, proiectul Necenzurat, l-a adresat pentru copiii cu vârsta de gimnaziu, 12-14 ani, proiectul Fred Goznet, adresat persoanelor aflate la debutul consumului, tot la fel la vârsta de 12-14 ani, și concursul național Mesajul meu Antidrog, aflat anul acesta la 18-a ediție. Concursul are secțiunile de film, spot, fotografie digitală, secțiunea de arte vizuale cu cele două subsecțiuni, grafică și pictură, și secțiunea de freestyle, constând în organizarea la nivel local, în funcție de partenerii, a unor activități creative. La nivelul județului Gorj, unitățile școlare se arată interesate de aceste proiecte, participând cu un număr mare de elevi. Se implică chiar în anul școlar trecut, am avut un număr de 31 de lucrări la concursul național Mesajul meu Antidrog. Lucrările premiate cu locul întâi la faza județeană au mers la faza națională în vederea jurizării la participări la faza națională. Agenția Națională Antidrog a demarat aceste proiecte cu scopul de a reduce și preveni consumul de droguri în rândul tinerilor, informându-i despre efectele nocive încă de la vârste fragede.